Conducerea PSD Călăraș a organizat vineri o conferință de presă la sediul formațiunii politice. Iulian Iacomi, președintele PSD Călăraș, a anunțat că în urma unei analize a activității interne a decis cu ajutorul biroului permanent județean să schimbe conducerea între organizații locale și anume la Budești, Nicolae Bălcescu și Frăsinet. Iar legat de dezvoltare cu anumite organizații, am luat în discuție trei organizații. Mai avem de luat, pot veni propuneri de la alte organizații unde avem președinți organizații, dar nu putem crește. De atâta timp, din 2004, când am pierdut alegerile, avem aceiași președinți și nu emitem pretenții. Nu putem crea, măcar cel puțin, să avem consilieri la nivelul consiliului local respectiv în anumite. Și inclusiv am văzut-o adesea la Consiliul de la Organizația Municipală. O să luăm o discuție viitorul Parlamentul Județean. Am decis că la Budești, în urma analizei făcute înainte de alegerile europarlamentare, m-am deplasat în săptămâna respectivă acolo. Informații care le-am avut au fost clare și domnul Sefer, domnul deputat, răspundea de zona respectivă cu domnul Samuilă, să luăm decizia de a desfința organizația și am numit interimar pe domnul viceprimar, domnul Nae Florin. Acolo domnul Jean Băun n-a vrut să mai meargă alături de noi, mă rog, supărările dânsului, și am luat cea mai bună decizie și s-a văzut că am avut un rezultat foarte bun. Venind lângă noi, după înlăturarea domnului Jean Băun, a venit lângă noi și membrii din PNL, foști primari, doamna Lucie Careță, care i-ai mulțumit. La Nicolae Bălcescu, acolo avem o fată, Ionela, care nu, totdeauna organizația nu. Iar în urma analizei făcute acolo, m-am implicat și am găsit soluții unde am câștigat alegerile europarlamentare și promit că vom câștiga alegerile locale. Deci mi-asum această decizie și avem o echipă foarte bună acolo. La Frăsinet, unde avem primar, acolo am avut o problemă. Domnul primar n-a înțeles că a fi primar trebuie neapărat ca să ții un cetățean 30 de zile să-i dai o adeverință. Sau trebuie neapărat să-i tai apa în satul Curătești cetățenilor că sunt motivul că n-au votat cu tine sau n-au votat cu PSD-ul. Sunt chestii care trebuie neapărat discutate. Noi le-am discutat aici și mi-am asumat, așa cum eu l-am identificat pe domnul primar, domnul Mihăiță Sandu, în 2016, am susținut pentru funcția de primar, eu împreună cu domnul Maria Zbârcea și cu domnul Samuilă, și am câștigat alegerile acolo. N-am înțeles un lucru, că 4 ani de zile trec foarte repede, scaunul primarul se clatină. Fel și fel de șicane, fel și fel de discuții contradictorii. În localitatea respectivă am câștigat, PSD-ul a câștigat cu, am avut 263 de voturi, dar nu putem câștiga alegeri locale. Noi facem o construcție pentru alegeri locale. Deja vă emite pretenții pentru CJ, pentru Consiliul Județean, dacă nu luăm decizii radicale de organizații. La Budești, deci, după cum v-am spus, va fi domnul Nae Florin viceprimarul și unde am încredere mare. La Nebălcescu avem pe un băiat care a demonstrat, susținut de oamenii de afaceri, domnul Călin Ionuț Florin. Iar la Frăsinet merge cu un băiat care el s-a implicat foarte mult în momentul în care domnul Mihai a ieșit primar, domnul Arin Ploieșteanu. De ce am făcut aceste decizii, am luat aceste decizii? Pentru că acești oameni ar fi vrut ca să plece în momentul în care nu găsesc, ei au venit către noi. Ne-au solicitat ca să-i susținem, vor ca să stea lângă PSD, vor să stea lângă mine ca prieten și atunci dacă noi le deschidem ușa, vor pleca la alte parte. Deși sigur, vom pierde localitatea respectivă. E o decizie pe care mi-o asum, am supus-o biroul Parlamentului Județean, am fost de acord, parcă am avut un vot împotrivă, parcă domnul Chiriță. Vreau să vă dezolveți, crude de acum din partid. Nu. Domnul primar rămâne membru, doar am dizolvat organizația, unde am numit un președinte interimar, vom face alegeri în fiecare localitate, acolo unde avem probleme și la Tichisene, avem probleme și la Mănăstirea, la Grădiștea deja am găsit acolo identificat și văd că este, mulțumesc domnul Bobo, că se înțelege foarte bine cu domnul Matei și au dat mâna și putem emite pretenții în localitățile. Deci, unde există înțelegere, dar acolo unde totuși nu înțelegi o dată, de două, de trei ori,
că trebuie să faci munca de primar și să poți să câștigi încă un mandat. Chiar la fost dacă am câștigat, dar voturile au fost aduse din Dor Mărunt și din Mănăstirea. Deci nu ne putem băda pe apărăci.